Bună seara, dragii noștri! Bine ați venit la o nouă ediție Busy Life. Dacă e joi, educație financiară, deja ne-am învățat minte, iar astăzi suntem împreună cu Dan Sulica, Bună seara! un prieten de-al nostru și un prieten de-al lui Valentin Nedelcu, invitatul nostru de rândul trecut. Bine ai venit, Dan! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare plăcere te invităm și abia așteptăm să ne spui din experiența ta, mai ales că în seara asta avem și un subiect așa care generează în rândul oamenilor obișnuiți o grămadă de, pe de-o parte, frustrări sau Emoții. întrebări sau emoții. O să te introduc eu în primul rând și apoi o să-ți dau legătura pentru că tu ești cel care știe mai multe. Dan este investitor, speaker și consultant financiar independent. Tu ești de altfel și fondatorul site-ului Idei și Bani, un site care abundă de informații în lumea financiară. Te rog frumos să ne spui mai multe despre aceste titulaturi pe care eu le-am făcut mai devreme. Reprezintă mai multe fațete ale aceleiași persoane. De formație vin din domeniul științelor exacte, dar am avut marea șansă să mă intru puțin tel în lumea investițiilor de aproape 20 de ani. Am început foarte încet, pas cu pas, începând cu domeniul imobiliarelor. Am avut ocazia să renovez apartamente, închirieri, cumpărări, vânzări. Am învățat foarte multe cu ocazia asta. Apoi, la un moment dat, am intrat în piețele de capital, m-au interesat fondurile de investiții, apoi și pe burse. Am ajuns într-o vreme să tranzacționez în piața Forex, instrumente derivate. Sunt în continuare foarte interesat de aceste lucruri. Am vrut să împărtășesc și celor interesați din experiența mea și am lansat acest proiect în care urmăresc să. La noi în țară, aceste informații referitoare la investiții sunt destul de puține, destul de puțin disponibile și destul de controversate. Da, de altfel, întregul domeniu de educație financiară în România, așa cum știm deja, este foarte slab dezvoltat și e foarte bine că din ce în ce mai mulți oameni încep să intre în acest domeniu și să-și împărtășească din cunoștințele lor, nouă tuturor, nouă celor care suntem încă la început. Așa că foarte bine că faci ceea ce faci. Mulțumesc. De altfel, și tu și Valentin aveți împreună ați făcut și mai urmează deja un al doilea seminar de investiții, așa că Da. pentru toți cei interesați, vă rog să urmăriți activitatea lui Dan, astfel încât să fiți mai aproape de toate anunțurile pe care ei le fac referitor la seminarii, webinarii și tot ce mai faceți voi acolo, interesant. Vă readuc aminte că puteți să ne puneți întrebări, noi o să fim aici să le răspundem. Cu cât mai repede, cu atât mai rapid vom fi a răspunde la ele. Dan, Da. acum ca să trecem direct în subiect, eu am întâlnit în activitatea asta mea de profesor de educație financiară foarte mulți oameni care trec succint pe partea de cum avem grijă de cheltuielile noastre. Și mai toată lumea se gândește instantaneu la venit și mai degrabă la diversificarea surselor de venit. Toată lumea își dorește mai mult bani și cum să facem ca să ajungem acolo. Bineînțeles, majoritatea dintre noi ne dorim să câștigăm bani și să muncim din ce în ce mai puțin. Spune-ne, te rog, ce înseamnă subiectul pe care noi l-am ales astăzi, veniturile pasive. Luminează-ne, te rog! Veniturile pasive se definesc cel mai bine prin comparație cu veniturile active. Dacă veniturile active sunt cele pentru care trebuie să muncim efectiv un anumit timp, un anumit număr de ore în fiecare zi, veniturile pasive sunt cele care funcționează și când noi ne ocupăm foarte puțin de ele. Ce înseamnă foarte puțin? Este o dezbatere destul de aprinsă din punctul acesta de vedere ce înseamnă cât de puțin, s-a ajuns la concluzia că undeva în jur de o oră pe zi sau mai puțin de o oră pe zi a reprezenta un venit pasiv. Dar există Adică venituri pasive la care este suficient să te ocupi o oră pe săptămână sau chiar o oră pe lună. Sunt diferite nuanțe de pasiv. există și acel venit pasiv pentru care muncești puțin spre deloc sau
Toate formele de venit, de fapt, înseamnă o investiție inițială, oricât ar fi ea de mică, de timp, de Da, efort, da. după care ea să genereze suplimentar venituri Exact, tot exact. restul Ăsta este vieții. unul din dezavantajele surselor de venit pasiv. Faptul că la început, pentru a construi o astfel de sursă, trebuie să depui destul de mult efort și bani și timp, să ne gândim la un apartament pe care vrei să-l închiriezi și așa mai departe. Dar există și surse de venit pasiv care necesită un efort mai mic. Știu și eu, vrei să cumperi niște obligațiuni sau niște titluri de stat, ceva de genul acesta, și ele îți vor aduce anumite venituri și practic poți să le lași în contul tău ani de zile că nu vei avea probleme. Exact. Te rog să ne spui dacă e sau nu e nevoie de aceste venituri pasive. Este o Acum întrebare e o excelentă. întrebare. Este absolut nevoie de ele pentru simplu motiv că fără ele suntem condamnați la sărăcie. Într-o lume în care există multe semne de întrebare, într-o lume în care statul nu prea se preocupă de bunăstarea noastră, el este preocupat de impozite, de taxe, într-o lume în care pensia este practic falimentară, pe cale de dispariție, sunt anumite prognoze cum că în anul 2030 se va obține o pensie de circa 20% din ultimul salariu. De ce 2030? Pentru că atunci se vor pensiona și anumiții decreței, care sunt foarte mulți ca număr. Deci populație activă mică, pensionari mulți, din ce să mai primești pensie? Corect. Mai mult de atât, în cazul în care nu știți, în acest moment, fiecare angajat din România susține un pensionar, dacă am Da, și înțeles chiar bine. nițel mai mult. Chiar Da, nițel mai mult, da. 1,4 Da, sau da, ceva da, de da, genul da, ăsta, da. Iar pe așa. viitor va fi chiar mult mai trist. Mult. Exact, ceea ce înseamnă că noi suntem obligați sau suntem condamnați chiar, îmi permis să spun acest cuvânt, suntem condamnați să avem grijă de sursele noastre de venit, evident să ni le creștem, adică să începem să încasăm bani din mai multe surse de venit și dacă se poate, așa cum fac majoritatea oamenilor bogați, cea mai mare parte din veniturile lor se duc către a genera alte surse de venit. Și atenție, nu numai oamenii bogați care sunt bogați la un moment dat și din cauza asta ei investesc în surse de venit pasiv. Nu! Cei mai mulți oameni care ajung să aibă surse de venit pasiv și le construiesc cu atenție încă din timpul vieții active, mulți din ei din tinerețe, și ei ajung bogați, cum spunem noi, însă ajung destul de târziu, la vârsta a treia, când însă au cea mai mare nevoie de această sursă. Să ne gândim că la vârsta a treia poate oamenii au ceva probleme cu sănătatea și sunt mai puțin activi în orice caz și aceste venituri pasive sunt efectiv cheia succesului în acel moment. Cu alte cuvinte, cu cât mai devreme începem să ne gândim Da. la versiunea noastră din viitor, versiunea Exact. noastră care poate să fie ori la pensie, ori versiunea noastră care are o familie de întreținut și vrea să ofere acelei familii cât mai multe lucruri, sau chiar pur și simplu versiunea noastră din viitor care se va plimba, așa cum vedem în alte popoare, oamenii că fac. Ei bine, am putea și ar trebui să ne gândim încă de pe acum la modalități prin care noi vom ajunge să Corect. avem o versiune viitoare mult mai echilibrată financiar. Corect. Ok. Haideți să intrăm mai departe într-o exemplificare a acestor surse. Mai întâi și mai întâi, cum le putem clasifica, cum ne dăm seama dacă sau către ce categorie de venit Din ne primul punct putem de vedere îndrepta. la care mă pot gândi este nivelul de risc. Noi, ca oameni, suntem foarte diferiți unul de celălalt, avem preferințe diferite, avem moduri de a gândi diferit și din cauza asta nu există o singură soluție care să potrivească la toți. Nu poți să Evident. spui, ok, tu ar trebui să faci asta și asta și asta, 20% investești acolo, 15% acolo și vei avea succes garantat pe termen lung. Corect. Există aspectul emoțional care este extrem de important. Să zicem că investești în piața de capital. Cum s-a întâmplat zilele trecute, bursele au scăzut cu 10% din întreaga lume, te-ai panicat, ai vândut pe pierdere și după un an de zile bursele și-au revenit cu 20% și tu ai rămas pe din afară
speriat de ceea ce s-a întâmplat. Deci a determina profilul de risc este un lucru extrem de important pe care ar trebui să-l facem prima dată. Apoi, planul pe anumite intervale, pe termen scurt ce-ți propui, pe termen mediu ce-ți propui, pe termen lung ce-ți propui. Pentru că în funcție de ceea ce-ți propui, îți va fi mai ușor să ajungi la respectivul scop. De exemplu, dacă eu merg pe autostrada A2, mă voi mira că nu o să ajung la Brașov niciodată? N-am cum. Trebuie să mergi pe drumul corect ca să ajungi la destinația pe care ți-o dorești. Și după ce ai stabilit aceste lucruri, trebuie să te informezi pentru că există surse și există oportunități de investiții pentru fiecare nivel în parte, pentru fiecare nivel de risc, pentru fiecare orizont de timp. De exemplu, depozitele bancare. Depozitele bancare le cunoaștem cu toții, toată lumea este prietenă cu ele. Sunt niște instrumente foarte bune pe termen scurt și sunt niște instrumente catastrofale pe termen lung. În condițiile în care avem o inflație în ianuarie de peste 4% Și dobânzi în și acest dobânzi moment de de 1 în și jur de 1, în fiecare an vei pierde 3, poate 4% din banii tăi. Asta ține foarte mult, te întrerup un pic, asta ține foarte mult de educația noastră financiară, pentru că eu cred oricum că cele mai utilizate forme de venit pasiv, să zic așa, ar fi și sunt depozitele din Așa România. este. Doar că lumea nu ia în calcul acest element numit inflație, nu ne gândim absolut deloc la el. Evident, suntem supărați că băncile oferă dobânzi în jur de 1%, mai ales după o experiență de dobânzi mult mai mare, evident, În dar. ultimii ani a fost ok, am avut inflație practic zero, dacă nu cumva chiar negativă. Bine, dacă e să-i credem pe guvernanți. Însă, iată că inflația revine. Exact. Ce Nu facem atunci? luăm Stăm în în calcul. continuare cu 1% sau titlurile de stat, cu tot respectul, sunt cele mai sigure instrumente într-o țară. Și îți dau cât? 2%, da? 2%, 2, Asta ca să nu luăm în calcul faptul că aceste titluri de stat sunt pe un termen oarecum lung, da. iar în momentul în care deja BNR modifică rata, Exact. cum s-a întâmplat deja de. Cresc dobânzile, crește roborul și așa mai departe și noi rămânem cu banii toți. Nu spun că ele sunt rele și normal că niciun om precaut nu se va duce vreodată cu toți banii într-un fond foarte riscant. Dar nici nu poți să stai ca românul mediu cu toți banii investiți într-un depozit bancar sau în titluri de stat de frică să nu se întâmple ceva. Există instrumente rezonabile cu riscuri mici, cum sunt, de exemplu, obligațiile corporative, care aduc niște randamente de 8, 9%, 10% pe an, poate. Există tot felul de instrumente. Pe termen lung, bursa de acțiuni aduce un randament, cel puțin cea din SUA, de circa 10% anual. Există și un calcul făcut pe bursa din România? Un Din randament păcate, mediu? bursa din România în ultimii ani a făcut așa sus și jos, a crescut exploziv înainte de criză, după criză s-a prăbușit extraordinar de mult. În continuare, în ultimii ani și-a revenit foarte bine, deci este foarte greu de făcut o estimare pe termen lung. Însă, în SUA, cel puțin care este cea mai vie din punctul acesta de vedere pe piața de capital, există o estimare făcută pe ultimii 180 de ani și asta este concluzia. Cu toate scăderile care au apărut, cu toate crizele pe care le-au avut, în medie anual s-a obținut un randament de 10%. Da, pentru toți cei care au investit în bursa din Piața Statelor Unite, cu siguranță că au avut și ei momentele lor Da. de scădere, Momente groaznice chiar, cum s-a da. întâmplat în criza din 7-2009, 2007-2008, da. 2009, momente chiar cu 50% pe zi scăderi Da, depinde de instrumente. sau. Bursa în ansamblu, indicii Da. bursieri, în perioada respectivă au scăzut cam cu 50%. Deci o Exact. investiție diversificată în mai multe instrumente, poate chiar investiția într-un indice bursier pe care o recomandă Warren Buffett, pe care o recomandă Ray Dalio și cu alți specialiști în domeniu, ar fi avut o pierdere mult mai mică. O pierdere potențială. Exact. Pentru că revenirea după acea criză a fost explozivă, iar acum Exact. suntem undeva la
mult, dublu față de ce a fost în 2007, nu față de ce a fost evident, minimul scăderii. Ei, și aici este foarte important ca noi, cei care ne dorim o educație financiară, să stăpânim câteva sau din aceste măcar lucruri. Să le cunoaștem. Să le cunoaștem astfel încât să ne stăpânim emoțiile, să nu vindem într-un astfel de moment, să nu ieșim dintr-o piață de acțiuni. Întâi să intrăm într-un mod evident, organizat, evident, să ne evident. Facem un plan, să nu intrăm cu capul înainte și după aia să ne mirăm că ne-am lovit de ceva tare. Exact. Și apoi să acționăm conform cu planul și probabil că pe termen lung vom avea vom succes. Stăpâni oricum tainele bursei. Așa cum eu tot timpul îmi place să fac diferite analogii cu probele mele sportive, pentru că și acolo, ca să ajungi să faci un maraton sau un ultramaraton sau un triatlon, trebuie să încep cu pași mărunți, la fel și aici. Să înveți regulile jocului, să înveți regulile jocului, să asculți de un antrenor sau de un investitor. Să vezi ce funcționează pentru tine. Exact, să vezi ce se potrivește, astfel încât să nu te arunci într-o mare arenă din care nu știi mare lucru și apoi să-ți blestemi zilele și să îngropi în noroi întreg domeniul pentru că tu nu ai avut un început favorabil. Corect. Și chestia asta nu necesită un efort imens. Nici un efort de timp, nici un efort de energie, niciun efort de costuri. Există aceste informații, prietenul meu Valentin și cu mine le oferim celor interesați. Amândoi asigurăm și servicii de consultanță în domeniul acesta. Vorbim cu oameni și le spunem adevărul. Nu avem niciun interes. Nu trăim din comisioane, nu încasăm tot felul de... Nu avem contracte ascunse cu firme de investiții, cu instrumente, să recomandăm. Nici vorbă. Nu. Noi suntem niște oameni care am făcut anumite lucruri, am citit, am învățat, am înțeles. Ați pierdut, ați câștigat, v-ați învățat suficient, lecțiile. Suficient. Ați învățat lecțiile pe care ar fi util să le învățăm și noi, astfel încât să nu trecem prin aceiași pași și să învățăm până la urmă din greșeală, așa cum Jack Ma, tot timpul în discursurile sale, Jack Ma este fondatorul Alibaba, pentru cei care încă nu ați auzit de el, iar Jack Ma spune deseori în interviurile sale că prima carte pe care ar vrea să o scrie ar fi și s-ar numi 1001 greșeli pe care le-am făcut în viața mea, apropo de afacerile pe care le-a început. Așa este. Așa că și noi ar fi util să ascultăm din poveștile voastre. Cel mai bine învățăm din greșelile noastre, dar trebuie să facem eforturi să învățăm din greșelile altora, pentru că în felul acesta vom avea succes pe termen lung. În lumea întreagă există peste 30 de milioane de milionari în dolari. Marea majoritate, 80% din ei, nu s-au născut milionari. Au devenit milionari și nu toți sunt Steve Jobs sau Warren Buffett. Nu, exact. Nici vorbă. Sunt oameni obișnuiți care au mers la servici zi de zi, care au avut o slujbă normală, n-au fost toți manageri și în fiecare lună au pus ceva deoparte, mai mult sau mai puțin, au făcut niște economii pe care, atenție, le-am investit. Nu le-au ținut în întregime în depozite bancare sau în alte instrumente. Și au așteptat și au făcut un, exact, și au făcut un portofoliu organizat și pe termen lung ce s-a întâmplat? S-au trezit milionari. Evident. Acum e foarte bine dacă aveți o idee nemaipomenită și un gând care să vă ducă să fie următorul fondator Facebook sau eu știu ce program sau ce aplicație ne va reinventa. Însă, pentru cei mai mulți dintre noi, evident, suntem cei care începem cu pași mărunți, suntem cei care facem lucrurile ca la carte. Și asta n-ar trebui să te oprească faptul că ești un inventator genial, ca o porțiune mică din veniturile tale să o investești în niște instrumente, niște alte tipuri de instrumente, care pe termen lung nu vor face decât să te ajute. Evident, și te vor ajuta în primul rând cu o încredere, cu o siguranță și cu o diversificare la un moment dat, pentru că vei avea suficiente venituri cu care să jonglezi, pe care să le distribui în anumite instrumente. Și faptul că vei înțelege niște lucruri dintr-un domeniu care poate ți este străin. Macroeconomie,
politici monetare, ce înseamnă rata dobânzii, cu ce te afectează ea, pentru că aceste lucruri, da, ne afectează zi de zi la modul cel mai direct. Noi nu ne dăm seama. De multe ori se întâmplă să nu vedem pădurea din cauza copacilor. Suntem prea focusați pe ceea ce se întâmplă mâine, săptămâna viitoare, eventual luna viitoare, cine se gândește, și ne interesează prea puțin ce se întâmplă la anul și aproape deloc ce se întâmplă peste 10 ani. Ei bine, acei 10 ani sunt mai importanți decât ziua de mâine, pentru că dacă ne pregătim de astăzi foarte, foarte puțin, peste 10 ani vom ajunge extrem de departe. Sunt convins că tu n-ai ajuns la performanța ta făcând acest lucru nici într-o săptămână și nici într-o lună. Da, în curând se împlinesc 5 ani de când am început aceste schimbări în viața mea, mai întâi sportivă și apoi din ce în ce am început să extind. Ți-ai fi imaginat cu 6 luni înainte sau cu un an de a începe aceste schimbări? Ți-ai fi imaginat vreodată că poți ajunge aici? Nu, de fapt nu-mi imaginam nici în dimineața zilei în care am luat decizia de a alerga. Nu mă gândeam că o să ajung, uite, peste 5 ani vorbind despre educație financiară cu oameni. Dar mite, așa se întâmplă și cu omul obișnuit. Când economisește primii 10 lei, păi un neștiutor ar putea să-l umfle râsul. Pleacă de aici cu 10 lei. Nu. Acei 10 lei îi vor schimba viața. Pentru că după ei vor urma încă 100, vor urma încă 1000, care acea 1000, în mod constant, pe o durată lungă, îl va face un om bogat. Dar nu, noi cu toții vrem să ne îmbogățim mâine. Da. Eventual, nu știu, săptămâna viitoare. Da, și asta observ din cursurile de educație financiară pe care noi le ținem în BCR, în compania în care lucrez, în diverse companii. Ajungem la capitolul venituri, la capitolul ce putem face să ne creștem veniturile și toți oamenii în momentul respectiv își imaginează că urmează să întindem așa pe tablă o serie de produse sau de acțiuni din categoria cornul abundenței din care fiecare soluțiile magice pe care începând din acel moment le pot face, de genul trei lucruri pe care minunate, să le da. Faci minunate, da? Și asta are legătură și cu ce am vorbit la emisiunea trecută cu Valentin, miturile despre bani. Miturile fiind acelea că noi vrem soluții magice, dar în același timp credem că doar oamenii care fură sau cine știe ce alte acțiuni se îmbogățesc, noi. Da. Hai să vedem exact câteva exemple de astfel de surse de venit pasiv. În ce am putea... Cea mai cunoscută sursă de venit pasiv este imobiliară. Un apartament pe care îl închiriezi și în fiecare lună îți vine chiria, nu faci aproape nimic. Chestia asta că nu faci aproape nimic este foarte falsă, pentru că din când în când se întâmplă, îți pleacă chiria și trebuie să renovezi, trebuie să se strică centrala și așa mai departe. Se sparge țeava. Și trebuie bineînțeles. Să fii este exemplu pe care probabil că îl cunoaște toată lumea. Problema lor este că necesită o sumă mare, o investiție mare inițial și puțină pricepere. Ai de interacționat cu oamenii, niște contracte, nu e chiar așa simplu pe cât pare la prima vedere, pot să spun din propria mea experiență. Dar dincolo de aceste venituri imobiliare, există alte instrumente care sunt mai prietenoase din punctul acesta de vedere, al interacțiunii cu oamenii. De exemplu, obligațiunile. Din nou, o porțiune sunt obligațiunile de stat, titlurile de stat, altă porțiune sunt obligațiunile corporative, adică emise de companii. Da. În clipa în care o companie vrea să se împrumute și se împrumute în condiții puțin mai avantajoase decât la bănci, vine la tine și îți oferă. Împrumutăm niște bani și eu îți garantez cu cuvântul meu că ți-i voi returna înapoi plus o anumită dobândă care este destul de bună. Și aici noi trebuie să fim atenți cumva cum alegem acele corporații în care să avem încredere, pentru că bănuiesc că există riscuri și aici. Bineînțeles, riscuri există absolut în toate domeniile. Cele mai multe riscuri există fără să ne dăm noi seama că există. Ideea este nu să eliminăm riscul, ci să-l gestionăm în cantități rezonabile pentru noi, să-l cunoaștem, să facem o diversificare, adică nu punem, cum se spune popular, toate ouăle într-un singur coș. Corect. Și atunci, dacă ai un fond de mai multe tipuri de aceste obligațiuni, de mai multe instrumente, poate ai o porțiune de investiții pe bursă,
poate ai o porțiune de investiții în mărfuri, de exemplu aurul, sau la ora actuală sunt și alte mărfuri interesante în care poți investi, faci un fel de pizza cu mai multe felii. În felul acesta vei fi protejat dacă se întâmplă ceva rău, pentru că nu toate vor merge în jos, sunt anumite active care scad în momente de criză, dar sunt alte active care cresc în momente de criză și de asemenea vei avea de beneficiat în momentele în care economia crește, cum este acum, în care lucrurile merg bine. Este păcat să stai cu 1,5% dobândă. În cele mai bune condiții. În cele mai bune condiții, când toată lumea crește și toate prețurile cresc. Și de ce? Din neștiință de cele mai multe ori. Dacă tu ai un profil atât de conservator, este ok. Stai liniștit în titluri de stat și în depozite bancare, somnul tău este neprețuit, este foarte bine să faci ceea ce este ok pentru tine. Dar poate dacă o să te informezi, o să-ți dai seama că este ok să faci și alte investiții, poate nu cu sume mari, să intri treptat în apă. Exact. Și în felul acesta să-ți dai seama că se poate să pot obține randamente puțin mai mari, condiții cu care ești confortabil. Multă lume, când se gândește la investiții, vrea să intre dintr-o dată cu o sumă mare. Primesc întrebări de genul, am 10.000 de lei sau am 10.000 de euro, ce aș putea să fac cu ei? În ce aș putea să investez mâine? Este cea mai mare greșeală să investești o sumă mare într-un singur instrument și foarte rapid. Pentru că se poate întâmpla orice a doua zi. Îi vine o idee lui Vladimir Putin, așa să dau un exemplu, și se întâmplă orice. Cea mai bună metodă de a investi este să investești cu pași mici, constanți, treptat, dar absolut în mod regulat. Luna asta vin cu o sumă, luna viitoare vin cu o sumă, luna cealaltă vin cu o sumă și în felul acesta, chiar dacă piețele de capital cresc sau scad, pe o durată de timp mai mare, tu vei avea de câștigat. Chiar am făcut într-un webinar recent, am făcut o simulare cu două persoane care investeau în bursă și o persoană investea la maxim, avea un super ghinion, am spus eu, și cealaltă persoană investea fix la minim, avea un super noroc, i-am spus eu. Te referi la maxim și minim? Adică cel mai înalt punct al bursei și cel mai jos punct și cel mai jos, cel mai înalt era fix în 2007 înainte de cădere, cel mai jos era în 2009, exact când au început să-și revină. Și bursele și-au revenit după, 4 ani, au ajuns chiar la valori mai înalte. Ce s-a întâmplat după intervalul acesta? Amândoi au avut de câștigat. Cine a câștigat cel mai mult? În mod ironic, cel care a investit cel mai devreme, și anume sus. De ce? Pentru că bursele au căzut și după aia și-au revenit, însă el investind mai mult timp, a beneficiat de creștere mai mult timp, banii investiți au avut această creștere și când bursa a ajuns la acele valori, el s-a trezit în cont cu o sumă mai mare. N-am inventat eu, este un calcul într-un fișier Excel, este foarte simplu. Deci planul și cum îl pui în aplicare este esențial. Este ca și cum ai spune că să traversezi strada e periculos. Bineînțeles că e periculos dacă te duci așa ca zăbăucul și traversezi bulevardul Magheru, ai șanse mari ca să nu ajungi până pe partea cealaltă, da? Dacă și pe însă, lumea cealaltă. Exact. Dacă însă te informezi, înveți regulile, te duci la semafor, aștepți să se facă culoarea verde și așa mai departe, ai șanse mari să fii ok. Bine, în București e mai problematic, dar în principiu funcționează. Deci avem până acum așa, pornind de la cele mai utilizate, așa cum spuneam și mai devreme, cele mai utilizate forme de venit pasiv, bineînțeles depozitele bancare depozitele la termen, cum le știm, unde avem o dobândă printre cele mai mici din piață și este normal să fie așa, oarecum.
Dar, în același timp, trebuie să ne gândim și la inflație. Dacă suntem genul care deloc interesați de creșterea acelui venit, ci doar de păstrarea lui în siguranță, și știm asta pentru că depozitele în România sunt garantate până la limita de 100.000 Corect. de euro Corect. de către fondul de garantare. Așadar, până la această limită, fiecare persoană practic are banii asigurați, adică orice sumă depun în bancă Perfect și-o adevărat, pot lua. însă am observația că singurul lucru pe care de fapt l-au asigurat este pierderea acestor bani pe termen lung. De exemplu, dacă ai o inflație de numai 4% pe an și tu pierzi în fiecare an 4%, după 10 ani vei pierde 33% din banii tăi. De După fapt, încă 10 valoarea ani, lor, ca să nu valoarea, puterea înțeleagă de cumpărare. oamenii, Banii vor fi mai mulți, într-adevăr, ca număr, dar cu ei vei cumpăra mult mai puține lucruri. După încă 10 ani mai pierzi încă 33%. Dacă cumva pierzi în fiecare an 5%, ceea ce, să fim serioși, în România este total rezonabil să se întâmple, atunci după 10 ani vei pierde 40%. Deci banii tăi practic se înjumătățesc din 10 în 10 ani, da? Deși, surprinzător, avem creștere Sunt mai mulți, economică și lumea se așteaptă Hai ca să spun o totul chestie, tocmai au ieșit cifrele. Avem o creștere economică oficial vorbind de 7%, da? Și o inflație de 4,3%. Deci, care este de fapt creșterea economică aici? Asta doar raportându-ne la cifrele oficiale Exact, și exact. Că nu. cine se duce în piață și la supermarket s-ar putea să ne contrazică puțin cu cifrele acestea, dar mă rog, lucrăm cu cifrele oficiale. Speranța de viață crește de la an la an. Am primit niște întrebări. Persoane de vârste genul 50 de ani. Nu este prea târziu să încep să investesc. Ce o să mai fac? Nu este deloc târziu. Gândiți-vă că o persoană care are acum 50 de ani are, conform teoriei, speranța de viață undeva în jur de 75 de ani. Când acea persoană va ajunge la 65, va avea speranța de 85 de ani. Da? Cine are acum 50 de ani, în momentul în care va ajunge la 85, speranța de viață deja va fi crescut datorită progresului economic și așa mai departe, și probabil că va mai avea de trăit până la 95 de ani. Da? Ce faci dacă te pensionezi la 60 sau 65 și te mai așteaptă încă 30 de ani și tu din 10 în 10 ani îți înjumătățești puterea de cumpărare a banilor agonisiți cu atâta efort? Da? Acum, dacă ar fi să leg ceea ce ai spus tu de un alt studiu care spune că, de fapt, speranța de viață a oamenilor nu este deloc în creștere, ci este în scădere din cauza stresului prin care noi trecem și a faptului că din ce în ce mai multe persoane se îmbolnăvesc și, da, mă rog, asta este un studiu deloc pozitiv. Aici depinde ca în Caragiale, cum numărăm steagurile. Știi, două la primărie, două la prefectură, depinde cine le numără. Trebuie să luăm în calcul, într-adevăr, aceste estimări, pentru că, încă o dată, suntem condamnați să avem grijă de noi și suntem responsabili să avem grijă de noi, de familiile noastre, pentru că s-ar putea peste un an, peste doi, peste 5 ani să ne fi dorit să fi început acum, în momentul în care avem din ce în ce mai mult acces la oameni care, uite, ca și tine, își expun cunoștințele, își expun încercările, Știi ce e greutățile. interesant? Și e bine să fim cu urechile cât mai Corect. mari. Există oameni care ajung la un anumit moment și le pare rău că n-au început să se ocupe de finanțele lor personale, n-au început să investească și așa mai departe. Dar eu n-am auzit de oameni care să se plângă: ce păcat că am început să economisesc de acum 20 de ani și acum am un anumit fond. Nu am întâlnit așa ceva. Poate să plâng că n-au obținut un randament suficient de mare. Asta se poate întâmpla. Și atunci, ce riscăm? Statisticile ne arată că a economisi 10% din veniturile noastre se poate face fără a ne afecta în mod semnificativ nivelul de viață. Cu alte cuvinte, fără să simțim chestia asta. 10%. Poate pare puțin 10%, dar acel 10% pe o perioadă lungă ne va face milionari. Este matematică simplă. Poate multe persoane în acest moment se gândesc că acel 10% cu care fiecare carte, curs, seminar despre educație financiară începe,
Că acel 10% încă o dată este o sumă imensă, e o sumă pe care nu aș putea să o dau deoparte, măcar să începem cu 1% Da, treptat. pentru a ne crea obiceiul, Da. că tot vorbim de obiceiuri și Da. suntem asaltați în ultima perioadă de tot ce înseamnă obiceiuri, măcar să ne creăm obiceiul de a lua din banii noștri mai întâi și mai întâi, astfel încât să punem deoparte 1 leu, 5 lei, 10 lei, cât Corect. putem, și să creștem de Cheia acolo. succesului, în mod constant. Da. În mod constant, ca pe un stil de viață. Așa cum în fiecare dimineață, în fiecare zi bei apă, așa cum în fiecare zi te trezești de dimineața, Da. încearcă să faci un astfel de obicei. Încearcă de fiecare dată când încasezi bani, când ai venituri, știu și eu, la fiecare salariu, primul lucru, pui o anumită sumă Da. deoparte și o trimiți undeva deoparte, astfel încât să uiți de ea, pentru că dacă o ții foarte aproape de tine, vei fi tentat. Da, Uite, cu am niște siguranță. bani, să vezi ce o să fac, o să-mi cumpăr nu știu ce. Nu, ai trimis-o undeva. Sunt bănci care fac chestia asta automat, care automat, cu care semnezi un contract, îți iau la fiecare salariu o anumită sumă pe care tu o stabilești și o trimite într-un fond de investiții. Este un început excelent. După ce înveți mai multe, poate o să-ți dai seama că nu-ți convin comisioanele lor, că nu-ți convine randamentul. Sunt de acord cu tine, de asta suntem aici, să te Da. ajutăm. Vrem Da. să venim în sprijinul tău cu informații cât mai utile. Uite, din punctul ăsta de vedere, sâmbătă aceasta la ora 10 dimineața avem organizat un curs practic, se numește Investiții inteligente și surse de venit pasiv, în care vrem să venim exact cu acest gen de informații. Ce instrumente de investiții există la ora actuală? Ce plusuri și ce minusuri au fiecare? Cum le poți folosi la modul practic? Unde le găsești? Cu cine trebuie să-ți faci cont? Ce trebuie să faci la modul practic pentru a le pune în aplicare? Nu sunt decât surse de venit pasiv. Nu vorbim de tranzacționare, nu vorbim de asta cu ochii în grafice în permanență, a te uita minime, maxime și așa mai departe. Cum crede lumea că este vorba în investiții. Nu, nu, trebuie să fii în permanență, cuplat la știri, să... Nu mă pricep la cifre, nu Da. e de mine. Nu, nici vorbă. Sunt investiții pe care Asta trebuie sunt să le înțelegi majoritatea cum în momentul de funcționează față. și apoi ai trimis banii acolo, acolo și acolo și stai liniștit o lună de zile. De ce o lună de zile? Pentru că a venit următorul salariu sau următorul venit când trebuie să faci aceeași alocare sau poate puțin diferită. Ele se schimbă puțin în timp, dar odată ce înțelegi cum funcționează, este foarte simplu. Toată lumea are permis de conducere auto, da? A învăța pentru permisul de conducere și a învăța să conduci mașina este mult mai complicat decât a învăța aceste lucruri. Avem un curs destul de complex. Sunt 8 ore pline de investiții Și informații și informații practice, practice. pentru că voi practic nu sunteți niște scriitori neapărat, niște autori de manuscrise, ci sunteți niște oameni care împărtășesc din experiențele Exact. practice. Și experiențele noastre adaptate aici în România și, bineînțeles, în spate avem un anumit background în ceea ce privește experiența alților de zeci și sute de ani de zile, pentru că, până la urmă, nu inventăm noi roata. Da. Noi încercăm să facem roata să funcționeze în mediul din România și chiar funcționează. Da, și voi sunteți un exemplu foarte practic că lucrurile reușesc și în România, nu doar Da. în alte țări, în alte piețe. Și pe această cale, dai voie să te întrerup o Te secundă, rog, te am o rog. ofertă specială pentru membrii comunității Busy Life TV. Este vorba de o reducere de 37% a celor care Wow! se înscriu la acest curs. Noi am obișnuit până acum publicul cu 10% reduceri din până acum, dar uite Noi că venim cu cel mai 37. complex curs și cu cea mai tare Cea ofertă mai, din punctul da. ăsta de vedere. Cursul este poimine, deci atenție că locurile se Este un last ocupă minute, foarte, da, să este un înțeleg. last minute, mai avem câteva locuri doar și vrem să oferim această oportunitate celor interesați să afle mai multe lucruri. Și încă ceva, dacă decideți că aceste lucruri nu sunt pentru voi, dacă nu vă interesează, dacă pur și simplu nu vi se pare aplicabil ceea ce aflați, există garanția 100% money back, pe care cu mare bucurie țin să spun că nimeni din cei care s-au prezentat la cursurile noastre deocamdată nu au accesat-o. Am obținut review-uri
Bune și chiar foarte bune și vă mulțumesc tuturor celor care v-ați exprimat în acest fel. Ne bucură foarte mult. Da, și mie mi-a plăcut foarte mult cursul pentru că, într-adevăr, au fost informații la obiect, informații pe care nu le găseam în altă parte. Bine, poate nici nu m-am interesat suficient, însă ele s-au nimerit să fie exact pe gustul meu, Îți mulțumesc. și să spun sincer că acum nu mi-ați oferit nicio reducere, nici n-a știut poate de mine la momentul Dar ăla. te mai invitam la cursul nostru și Da, îți da, vom da. oferi încă o reducere. Mulțumesc, mulțumesc. Da, deci asta e una din posibilitățile pe care noi le avem la dispoziție și iată, apropo de ce vorbim noi astăzi, voi aveți oportunitatea ca timp de 8 ore să secați, să disecați, să luați la explicații fiecare din aceste surse de venit pasiv. Deci am vorbit de depozite și de faptul că trebuie să ținem seama de inflație. Apoi Am urmează vorbit de titluri de stat, titlurile de stat, da, apoi am vorbit despre obligațiuni obligațiuni, care pot fi emise atât de către municipalitate sau de da, către companii, corporații și se da, numesc corporative. corporative. Următoarea este bursa de acțiuni, Următoarea este bursa de care toată lumea acțiuni. știe, jucăm la bursă. Nu, nu jucăm la nicio bursă. Bursa nu este un joc. Românii nu prea au foarte limitat simțul ăsta al proprietății. Ei sunt proprietari pe locuința lor și în rest nu-și prea dau seama. În clipa în care investești într-o companie, tu ești unul din proprietarii acelei companii. Da? Indiferent că compania aia se numește Petrom sau Coca-Cola ca Warren Buffett, tu ești unul din proprietarii acelei companii. Deci este o chestie foarte concretă, foarte la obiect și nu este o chestie care plutește așa în neant, știi că apar undeva pe o hârtie, pe o... Nu. Tu ai dreptul la profiturile companiei. Apropo, dacă aveți impresia că băncile din România au profituri prea mari sau ne jegmănesc cumva, nici o problemă. Puteți deveni proprietar al unei bănci cumpărând acțiuni la respectiva bancă. Este ok. Și în felul acesta, aspectul speculativ, care există într-o anumită măsură, poate fi diminuat foarte mult prin cunoașterea respectivelor instrumente. Se poate, cea mai sigură, sigur ar trebui să-i spun, metodă de a investi este într-un indice bursier. De ce? Pentru că un indice bursier are mai multe bucățele din mai multe companii și în felul acesta, șansa ca ceva catastrofal să se întâmple cu investiția ta este foarte mică. Practic, acel indice înseamnă că noi cumpărăm un singur produs Exact, un singur în produs. loc să ne întrebăm oarecare companie să fie mai Da. bună, către care să mă îndrept. Exact. Nu trebuie să știi absolut nimic. Da. Este suficient să cumperi acel indice. Cumperi un singur produs care se numește indicele respectiv. Da, Poți să-mi dai da. exemple de câțiva Bineînțeles, indici? pe bursa românească, indicele BET, sau pe bursa americană, indicele cel mai celebru, S&P 500, care este, poate fi cumpărat și din România. Există instrumente tranzacționate care pot fi cumpărate și care reprezintă o replicare a indicelui respectiv. Sunt 500 din cele mai importante companii listate în SUA. Iar la indicele BET? De la indicele BET sunt doar cele 12, 13, numărul este în Cele mai creștere importante în companii România. din Da. piață. Asta înseamnă că noi, cumpărând unități din acel singur produs, noi practic suntem proprietari sau avem acțiuni la cele mai importante 12 Exact. firme și cele Exact. mai profitabile firme din România. Exact. Ceea Exact. ce înseamnă că persoanele care se ocupă să actualizeze tot timpul acest indice se asigură că cele mai bune companii sunt acolo pentru Da, noi. da. Nu avem noi Cele mai grija mari, de a cele mai puternice, urmări da. evoluția Da. unei Se poate companii. întâmpla ceva rău cu una din ele? Bineînțeles că se poate întâmpla. Se poate Da. întâmpla cu mai multe. Pot să dea toate faliment? Nu cred. Poate dacă dă faliment România, cu totul să... Vorbim de companii din domeniul utilităților, vorbim de companii de energie, vorbim de companii Da. imense. Dispare România de pe hartă? Da, este mai trist. Hai atunci, dacă ne e frică de așa ceva, să investim în SUA. Ne e frică că va dispărea și SUA de pe hartă. Posibilă și chestia asta. Hai atunci să ne diversificăm și probabil că ajungem la un alt instrument care sunt mărfurile. În mod particular, metalele prețioase. Metalele prețioase reprezintă un instrument extrem de interesant de investi, nu o parte mare a capitalului, ci o anumită
porțiune a capitalului se recomandă de către specialiști să fie investiții în metale prețioase. În perioada pe care noi o traversăm, aurul este la valori destul de reduse, așteptăm creșterea ratelor dobânzilor și inflația.